Pavel Badea este unul dintre cei care a fost alături de Universitatea Craiova încă de la înființarea clubului. El nu a rămas nepăsător la evoluțiile slabe din ultimul timp ale echipei. Acesta consideră că rezultatele sunt cu mult sub pretențiile grupării din Bănie și ale condițiilor excelente de pregătire pe care le au jucătorii. Rezultatele sunt și pentru una și pentru alte dintre echipe neașteptat de rele, zic eu. Clubul Sportiv Universitatea Craiova, echipa care este patronată de Mihai Rotaru, are evoluții inconstante cu rezultate care sunt sub ceea ce echipa avea ca și obiectiv. Jocul, din nefericire, nu se ridică la nivelul așteptărilor și investițiile care s-au făcut în această echipă nu sunt confirmate încă prin rezultatele pe care le așteptau toți cei care iubesc această echipă. Pavel Badea a ținut să le transmită și un mesaj actualilor componenți ai Universității Craiova. Toți cei care iubesc această echipă așteaptă mult mai mult de la ei, așteaptă rezultate și așteaptă implicare. Când echipele adverse vin să joace la Craiova, trebuie să simtă că joacă la Craiova. Trebuie să văd acea răutate, acea, să zicem, concentrare pe care de-a lungul timpului au transmis-o cei care joacă la Craiova, a echipelor adverse și nu numai. Universitatea Craiova dispută la această oră primul meci din grupele Cupei României la Mediaș împotriva formației Hermannstadt.